Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Este 4 și jumătate dimineața, afară încă este noapte, iar noi plecăm către mare. Vom începe concediul nostru de 3 nopți 4 zile la nisipurile de aur în Bulgaria. Acolo ne îndreptăm la Hotel Continental. Fiindcă am primit întrebări de la voi, în acest clip o să vă dau toate informațiile pe care le am și eu, toate detaliile, o să vă răspund la întrebări și haide să pornim la drum. Prima oprire a fost să-i luăm pe părinții mei, fiindcă cu ei am plecat. Am plecat cu o singură mașină și am pornit la drum atât de devreme, fiindcă am înțeles că în vamă ar fi mult mai liber. Așa a și fost, am scăpat foarte repede. Și fiindcă am crezut că David o să doarmă pe drum, dar nu a fost chiar așa. Ne-am cumpărat și o cafeluță de la benzinărie și am pornit, cam asta cred că a fost una dintre puținele opriri pe care le-am avut pe acest drum, fiindcă nu este un drum foarte lung. Am făcut undeva la 3 ore și jumătate. Așadar, am ajuns în vamă la Giurgiu, pe la Giurgiu am trecut, undeva în jurul orei 6. Prima dată am plătit taxa de pod, care a fost 15 lei, iar pe urmă am trecut podul prieteniei și am plătit rovinieta pentru o săptămână, a costat 15 leva. Undeva la 38 de lei. O să vă zic și prețurile în acest clip, atât cât mai mi-aduc aminte, fiindcă și pe mine mă interesează aceste aspecte atunci când mă uit la un clip și vreau să cunoașteți și aceste detalii de la mine. Am făcut și rovinieta, așa cum vă ziceam, am mai oprit odată cât să mergem la toaletă și să ne dezmorțim și am continuat drumul. Așa cum vă ziceam, speram ca David să doarmă, dar nu a fost chiar așa. Cred că pe la ora 5-5 și jumătate s-a trezit și a trebuit să începem joaca, bineînțeles. Ne jucăm cu tot ce găsim la îndemână, cu o linguriță de plastic, facem undiță din ața dentară pe care o aveam în geantă și așa mai departe. Important este să ne distrăm, să râdem și să ne bucurăm de timpul petrecut împreună. Și imediat am ajuns. Acesta este hotelul care ne va fi casă pentru 4 zile. Hotel Continental, aflat în nisipurile de aur, așa cum vă ziceam, iar rezervarea am făcut-o prin Booking și ne-a costat aproape 1500 de lei. O cameră dublă cu vedere la mare, iar regimul este all inclusive, adică am avut toate mesele incluse, cât și băuturile. Nu am apucat să fac un room tour, fiindcă doar Adi a dus bagajele sus și noi am plecat imediat la mare. Singurul dezavantaj, aș putea zice, pe care l-am găsit la acest hotel este drumul către mare, unde a trebuit să urcăm și să coborâm zi de zi, de mai multe ori chiar, foarte multe scări. Bineînțeles, pentru noi a fost chiar ok, adică nu am simțit atât de mult oboseala, însă am văzut foarte mulți părinți cu cărucioare care se chinuiau pe acest drum. Noi am avut noroc fiind și cu părinții noștri, cu părinții mei, că David a fost purtat în brațe fie de Adi, fie de tata, a mai mers și pe jos și na, ne-a fost destul de ușor. Iar după aceste scări treceam pe lângă multe supermarketuri care erau foarte, foarte bine aprovizionate cu absolut tot ce-ți doreai, foarte multe băuturi reci. Prețurile erau destul de ok, cel puțin la băuturi aș putea să vă zic că o bere era undeva la 4-5 lei, un suc 3 lei, 4 lei, ceva de genul, adică erau prețuri foarte acceptabile.
mai coboram încă o dată, scări, 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 și ajungeam la plajă, bineînțeles. Acest hotel nu are plajă privată, așadar puteai să fie să-ți închirie șezlong dacă doreai, fie să stai pe nisip. Dar având în vedere că eu am alergie la soare, în fiecare zi am închiriat șezlong ca să avem parte și de umbrelă, să nu ne mai cărăm noi cu umbrela. În plus, na, șezlongurile îți oferă și un confort aparte, puteam să punem și piscina lui Davi și jucărioarele și așa mai departe lângă noi. Și a fost ok, o să vă arăt și prețurile, am filmat puțin pentru voi, dar trebuie să țineți cont că nu se poate plăti cu cardul pe plajă deloc, iar două șezlonguri cu două umbreluțe și, nu, cu două șezlonguri cu două pernuțe, salteluțe din acelea și o umbrelă, costau 22 de leva, adică undeva la 55 de lei, iar dacă nu aveai leva, primeau și lei, dar 60 de lei. Plaja pe care noi am ales-o în fiecare zi să o frecventăm, unde am stat în fiecare zi, a fost cea de lângă Hotel Admiral, acesta din stânga, care este incredibil de frumos și de mare, imens și, într-adevăr, din afară se vede de ce costă atât de mult. Noi însă am avut o vacanță, aș putea spune, la un nivel mediu sau chiar cu un buget redus, aș putea spune eu, având în vedere prețurile pe care le găsim în momentul acesta pe litoral. Aceasta este și o parte din faleza pe care o să vă arăt puțin mai târziu, pe care am vizitat-o și noi într-o seară. Aici era piscina hotelului Admiral de care vă ziceam și aici era intrarea către plajă. Puteai să-ți cumperi înghețată la cornet, era un leva 50, adică undeva pe la vreo 4 lei, aș putea spune, nu am încercat, nu am avut încredere, dar mai mult decât atât, având în vedere că am avut toate mesele incluse, vă dați seama că în afara mâncării pe care am servit-o la hotel, nu prea am cumpărat altceva, fiindcă nu puteai să mănânci, efectiv. Nisipul foarte fin, într-adevăr. Apa incredibil de caldă, cred că niciodată nu am găsit apă atât de caldă și trebuie să aveți în vedere și că noi am mers la sfârșit de lună iulie, deci vă dați seama cum ar fi în august. Putea să alegeți fie șezlonguri din acestea de lemn cu umbrele de paie, fie șezlonguri de plastic și cu umbrelă tot din aceea de pânză, aș putea spune. Eu le aleg întotdeauna pe cele de pânză, fiindcă acestea de paie mi se pare că nu fac suficientă umbră. Asta este părerea mea, bineînțeles. Haideți să intrăm puțin și în apă să ne răcorim. Cea mai mare parte a zilei, David o petrecea jucându-se în nisip, bineînțeles. Uneori nici nu aștepta să îl schimbăm în hainuțele de plajă, să zic, ci efectiv se așeza jos și începea să se joace în nisip, noi pe lângă el, bineînțeles. Și am vrut să vă arăt ce prețuri au fost și pentru activitățile acestea extra sau sporturile de apă. Vedeți și voi că puteți să închiriezi o banană, era 20 de leva, adică undeva la 50 de lei de persoană. Puteai să faci parasailing, puteai să te plimbi cu schijetul, puteai să-ți faci masaj pe plajă dacă doreai. Toate acestea erau la îndemâna oricui și vă zic sincer că erau foarte, foarte multe persoane care apelau la astfel de servicii. Unii mai curajoși, unii mai puțin curajoși, dar întotdeauna erau dornici de distracție, iar ulterior li se făceau și mai multe poze, urmând ca după să aleagă dintre ele și să le achite dacă doreau, bineînțeles.
Noi însă nu am fost atât de curajoși și pur și simplu am stat în apă, am stat pe șezlong, ne-am jucat cu David și ne-am bucurat de mare, de nisip, am băut o bere rece, un suc rece și așa mai departe. Dar cu siguranță data viitoare o să încercăm și noi măcar o plimbare cu barca. Aceasta este priveliștea de la noi din cameră. Atunci când ne întorceam seara sau undeva pe la ora 6, priveam apusul de cele mai multe ori, făceam un duș, bineînțeles, ne schimbam și coboram la masă. O să vă arăt imediat și sala de mese, cam așa era, am reușit să filmez într-o seară la închidere ca să nu stau să filmez toate persoanele și să se simtă inconfortabile, iar aici era terasa de afară și bineînțeles că o să vă arăt și foarte multă mâncare în acest clip, dar haideți să vedeți ce am mâncat în prima seară. Adi și-a luat un pic de ciorbă de perișoare. Eu mi-am pus aici o mare nebunie, aripioare la cuptor, cartofi la cuptor, paste cu sos roșu, șnițel, mozzarella sticks, salată, piept de pui pe grătar, pulpă rotisată. Nu pot să vă zic cât de bune au fost toate. Bineînțeles, noi fiind 4 persoane, am filmat multă mâncare pentru voi. O să vă arăt imediat. Iar în prima seară după masă, înainte să urcăm în cameră, am trecut puțin și pe la zona de spa, unde am văzut că putem să ne folosim și să beneficiem de masaj contra cost, de saună și de jacuzzi gratuit. Urmând ca a doua zi să mergem și noi la jacuzzi, am filmat și de acolo, bineînțeles, o să vă arăt imediat. Voiam să vă zic că ne-a fost pus la dispoziție un pătuț din acesta pentru copii imediat din momentul în care am ajuns și am fost plăcut surprinsă de cât de curat a fost totul. Nu am plătit nimic pentru el și David chiar s-a bucurat foarte mult și chiar a dormit în fiecare seară și la somnul de prânz în el, așadar ne-a fost de mare ajutor. Iar check-in-ul ni s-a făcut chiar mai devreme. Noi am ajuns undeva la ora 9 și la ora 9 și jumătate 10 maxim am fost cazați. Nu știu dacă au ținut cont că aveam un copil mic după noi, dar au fost foarte, foarte amabili. Iar dimineața începeam întotdeauna cu o cafeluță pe terasă, în liniște. Voiam să vă arăt și acum, țineți-vă bine, că începe partea cu mâncare. Am avut parte de clătite proaspete în fiecare zi, aveam ou ochi, bacon, brânză, roșii, cârnăciori, o grămadă de mâncare. Nu puteai să rămâi nemâncat. Deci, efectiv, aveai mâncare pentru toate gusturile. Am plecat puțin, aici avem o gogoașă făcută exact, avea exact gustul de gogoașă făcută de mama acasă, gemuri de toate felurile, ambalate individual, frigănele, gogoși, plăcintă cu brânză, scramble eggs, ochiuri, bacon, cârnăciori, fursecuri de toate felurile, checuri cu lămâie, cu morcovi, cu ciocolată, așa cum vă ziceam, clătite, făcute în fiecare zi proaspete și fierbinți, puteai să-ți iei câte dorești și să mănânci doar clătite dacă voiai asta, puteai să le servești cu miere, cu gem de căpșuni, cu Nutella, cu gem de fructe de pădure și am găsit chiar și niște finete, aș putea spune, în acesta de care mâncam eu când eram mic, un duo fineti. Surpriza cea mai mare a fost că am găsit și aceste gogoși umplute cu ciocolată, pe care eu de obicei le cumpăr de la Mega Image. Sunt o nebunie de-a mea și da, au fost foarte multe. Iar aici am filmat pentru voi puțină plăcintă cu brânză. A avut exact gustul de plăcintă pe care îl fac și eu acasă, plăcinta cu zdrențe pe care aveam împărtășit-o de atâtea ori. Între mese exista și un bar din acesta, un snack bar, dar vă dați seama că nu mai puteam mânca, covrigi calzi, pateuri, înghețată, foarte multă mâncare, doar să fii foarte pretențios și să nu ai ce să îți alegi.
Adi, de exemplu, a mâncat și ciorbă la fiecare masă cu crutoane. A fost ciorbă de perișoare, de pește, de rață, de porc, de pui cu tăieței, pește la cuptor, orez cu legume, broccoli, mozzarella stick de care v-am zis și au fost foarte bune. Foarte multe mâncăruri am filmat. Asta, de exemplu, a fost una din, din farfurile mamei mele. Aici am o salată iceberg, spuneau ei, cu niște curtoane și prânzeturi cu mucegai. La fel, foarte multe variante. Pulpă rotisată, cartofi prăjiți. Erau multe, multe variante. Și vreau să vă zic că, deși am luat mâncare lui David de acasă, i-am mai dat și de aici și nu am avut absolut deloc probleme cu el. Vedeți cum a arătat și partea de prăjituri. Am găsit baclavale, din nou, o mare... Dacă mă cunoaște, știți că îmi plac prăjiturile la nebunie. Red velvet cake, prăjitură din aceasta cu gem deasupra, mini amandine, ceafă de porc pe grătar, salată grecească pe care am găsit-o, cred că, la fiecare masă. Amandinele au fost foarte însiropate, rulade... cu ciocolată, cu banane, o nebunie. Am avut inclusiv fasole într-o zi pe care am mâncat-o cu ceapă, da, dovlecei pane, iar aici în stânga am un ardei capia umplut cu brânză, foarte bun. Tzatziki, la fel, foarte, foarte gustos totul, salată grecească, supă cremă de roșii, din aceasta chiar i-am dat și lui David. Într-adevăr, foarte multă mâncare și asta voiam să vă zic puțin mai devreme. Am citit o grămadă de păreri pro și contra și de pe litoralul nostru, dar și de pe litoralul bulgărei și am stat așa puțin stresați, fiindcă nu știam ce o să găsim acolo, nu neapărat de mâncare, dar și ca și condiții, să zic. Dar a fost ok, am nimerit foarte bine. Aici era un hash brown și cașcaval pane, salată beef, care avea exact gustul salatei făcute de mine. Am încercat și scoici pentru prima dată. Nu pot să zic că m-au dat pe spate, dar am vrut doar să încerc. A fost ok. Salate fel și fel, cu avocado, cu de toate, piure, grătar, cârnăciori, hamburgeri. Aici este partea cu mâncare, așa cum vă ziceam. Le-am pus pe toate și am încercat să filmez cât mai multe pentru voi, fiindcă și mie, atunci când mă uit la clipuri, îmi place să văd partea aceasta, dar și fiindcă pe acest canal știți și voi că de-a lungul timpului am postat foarte multe clipuri cu mâncare și despre mâncare. Deci la acest capitol ei au stat foarte bine. Deci noi chiar am fost foarte mulțumiți. Am încercat și musaca făcută de ei, carne de porc făcută cu vin la cuptor. Într-adevăr, din ce am înțeles, mâncarea se repetă dacă stai mai multe zile, dar absolut tot ce am servit noi a fost foarte, foarte gustos. Și haideți să vă arăt și niște baclavale, de care vă ziceam, care au fost geniale și foarte însiropate. Efectiv, nu puteai să te abții. Așadar, m-am întors cu doar jumătate de kilogram în plus și eu m-am uimit, dar a fost foarte ok, nu am făcut excese, dar am gustat, bineînțeles, din toate. Încă o dată vă zic, tot ce ați văzut în imagine nu au fost doar farfuriile mele, au fost și farfuriile lui Adi, de exemplu, eu n-am mâncat ciorbă, el a mâncat ciorbă la fiecare masă, și poate câteva din farfuriile părinților. Gata cu mâncarea, să trecem la relaxare. Acesta era jacuzziul de care vă ziceam. Am beneficiat și noi puțin de el. Din păcate, abia după am aflat că trebuia să facem o rezervare în prealabil, dar nu era absolut nimeni acolo, așa că ni l-am pornit singuri, ne-am schimbat, bineînțeles, și am intrat în el. Cred că am apucat să stăm undeva la jumătate de oră, 40 de minute, când a venit o doamnă, româncă fiind, și ne-a spus că are rezervare la ora respectivă, așadar trebuia să eliberăm jacuzziul în 15-20 de minute. Am aflat și noi un lucru nou, dar ne-am și relaxat. Și asta și David pentru prima dată într-un jacuzzi.
Așa erau amplasate camerele, accesul se făcea pe bază de cartelă, iar în fiecare zi era făcută curățenie. În fiecare zi ni s-a făcut patul, așa cum vă ziceam, lejeria foarte curată, inclusiv lui David îi pregăteau pătuțul, aruncat coșul de gunoi, schimbat prosoapele și așa mai departe. Iar aceasta era priveliștea din timpul zilei. Și băuturile pe care le-am servit de la bar au fost întotdeauna foarte ok. Eu am băut foarte mult gin tonic, asta a fost băutura vacanței. Un lucru pe care voiam să vi-l arăt și voi și pe care l-am apreciat foarte mult era că în zona piscinei foloseau doar pahare de carton, iar paiele întotdeauna erau de hârtie, deci au înlocuit plasticul. Asta era zona piscinei și haideți să vă arăt niște cadre și de acolo. Era o piscină destul de mică, aș putea spune, împărțită în două, partea din spate pentru copii cu 60 de centimetri, iar partea aceasta din față 1,40 m avea. Apa ușor sărată și foarte caldă, într-adevăr nu era încălzită, dar fiind temperaturile ridicate a fost caldă și perfectă pentru a te răcori de fapt. Într-o singură zi au dormit ai mei cu David la prânz și noi am stat ca doi porumbei 2 ore liniștiți la piscină. Am putut să înotăm în voie. Eu am frică de apă de când sunt mică și abia acum câțiva ani am reușit să înot, dacă se poate spune așa. Dar surpriza cea mai mare ne-a făcut-o David. Uitați-vă puțin la el ce curajos a fost. M-a făcut și am fost o mămică foarte mândră. Efectiv, i-a plăcut atât de mult piscina, a spus că nu a fost apa rece deloc și a stat mult, mult. A vrut să meargă el singur, nu ținut de mână, ieșea singur din piscină, intra singur din piscină și da, i-a plăcut foarte, foarte mult și s-a distrat o grămadă, iar noi, bineînțeles, cu inimile pline de emoție, ne-am lăsat să-și facă de cap și ne-am bucurat de fiecare realizare de-a lui. Știu că poate pare ciudat, așa, sau poate pare prea mult, însă este foarte emoționant pentru noi ca și părinți să-ți vezi așa puiul făcând lucruri poate mărunte pentru unii, dar pentru noi nu sunt chiar așa. Să-l vedem care e curaj să stea singur în piscină. Intenționăm să-l dăm la niște cursuri de înot, dar a fost perioada pandemiei, așa că cu siguranță în viitorul apropiat o să mă interesez și o să facem ceva în această direcție. Dacă voi aveți copilași și aveți pentru mine recomandări, chiar vă rog să mi le lăsați în comentarii. Da, ultima zi am petrecut-o la piscină, fiindcă am spus noi că nu mai are rost să mai mergem până la mare, dar în rest am stat zilnic doar la mare. Acum voiam să vă arăt puțin locul de joacă pentru copii. La fel, o cameră destul de mică, dar destul de bine aprovizionată. Îți place, tati, în trambulină? Da! N-ai obosit? Cum o faci cu mâna, tati? Bună, David! Iar acum, haideți să mergem împreună pe faleză. Într-o singură noapte din cele 3 petrecute acolo, am luat această zonă din stațiune la pas. Puteai să optezi pentru o călătorie cu trenulețul, găseai peste tot astfel de trenulețe și erau destul de pline. Puteai să iei cina la un restaurant unde erau și anumite soliste sau puteai să optezi pentru un porumb fiert, cogoși, clătite și așa mai departe. Noi nu ne-am luat nimic de mâncare, fiindcă ne-am fost mai mult decât suficient ce am găsit la hotel. Iar aici era
hotelul internațional Casino, unde am și schimbat banii la un curs bun, asta în cazul în care vă interesează, leva la 2,50 lei, adică pentru 10 lei am primit 4 leva. Foarte multe terase, localuri care ofereau fel și fel de oferte pentru toată lumea. De asemenea, erau multe lucruri pe care puteai să ți le cumperi, brățări, lucruri vestimentare, jucării pentru copii, mâncare, sau puteai să te bucuri de partea asta de distracție, să te dai în mașinuțe, să-ți iei o călătorie pe mare. Existau foarte multe variante, dar noi nu am stat foarte mult, fiindcă eu nu sunt o persoană care îi place aglomerația. Așadar, am încercat doar să parcurgem așa la pas faleza și să ne îndreptăm din nou spre hotel după o oră, două ore, cât a durat plimbarea noastră de seară. Ați văzut că există și o imitație a turnului Eiffel, aici nisipurile de aur. Aici erau niște roboței sau niște capsule unde vedeai fel și fel de imagini și te mișcau în toate părțile, astfel încât să simți o grămadă de adrenalină. Porumb fiert, așa cum vă ziceam, vedeți că este foarte animată faleza seara, puteai să lovești cutiile, puteai să șutezi la poartă, puteai să spargi baloane cu săgeți, fel și fel de distracții, o grămadă. Iar peste tot găseai, așa cum v-am zis, dozatoare și vitrine pline cu băuturi, fel și fel de firme, de gusturi, efectiv pentru toate persoanele. Sau puteai să optezi pentru experiența asta de peștișor la picioare. Noi am optat pentru ea în urmă cu vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel, și recomand pentru cei care nu sunt atât de sensibili la gâdilături. Ne-am întors la hotel. În majoritatea serilor stăteam aici pe terasă, jucându-ne, și bineînțeles noi, adulții, stăteam la masă. Unul se plimba după David, ca de obicei, beam o cafea, un gin tonic, un vin și așa mai departe. Exact ce aveam nevoie, de relaxare, de liniște. Și voiam să vă arăt că pentru copii ne-au pus la dispoziție și scăunele din acestea pentru masă. Nu erau foarte multe, însă de fiecare dată când am luat masa, am găsit întotdeauna scăunele și erau foarte stabile, să zic așa, foarte bine lucrate. David și-a făcut și o prietenă cu care s-a alergat în această seară. Și atât de mică este lumea, fiindcă pe cea mică o chema Teo, ca pe mama mea, și era din Galați, de unde vine și mama mea, de unde este născută. Da, este foarte drăguț să vezi cât de repede se împrietenesc cei mici. Iar acesta era balconul nostru, un balcon foarte mare, în care am avut două scaune de plastic, o măsuță și, bineînțeles, un uscător pentru haine. Având în vedere că suntem la mare, aveam nevoie neapărat. Iar în ultima zi am vrut să mai facem o oprire înainte de plecare și ne-am oprit în Craneveo, o plajă foarte apropiată de nisipurile de aur, unde totul pare un pic mai rustic, aș putea spune. Prețurile sunt un pic mai mici, apa foarte caldă, nisipul la fel foarte, foarte ok și plaja din nou foarte aglomerată.
ne-am cumpărat și câte o felie de pizza. Asta a fost, de fapt, masa de prânz, fiindcă micul dejun l-am servit la hotel. Ne-am cumpărat și o Fanta. Eu am vrut să încerc o Fanta de socată. Eu n-am mai văzut la noi de foarte mult timp, care nu prea m-a dat pe spate aici. Într-un final a adormit și David, iar noi ne-am continuat drumul către casă. Am plecat din stațiune în jurul orei 3-4 ziua, cred că, și am ajuns acasă undeva pe la ora 8 și jumătate, după ce am făcut oprirea în Cranevo și după ce i-am lăsat și pe ai mei acasă, bineînțeles. La vamă, din nou, lucrurile au mers destul de repede, deși am găsit mai multe mașini la coadă. A trebuit la fel să plătim taxa de pod. Pentru asta să țineți cont că ar fi ok să vă opriți 4 leva sau dacă aveți 2 euro. Nu știu să vă zic dacă se poate plăti cu cardul, dar noi știam și ne-am oprit 4 leva. Asta era și coada de care vă ziceam, dar cred că în maxim 10-15 minute am scăpat și ne-am îndreptat către casă. Dragii mei, cam acesta a fost clipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, sper că ați aflat lucruri noi, sper că v-ați relaxat alături de noi. Asta a fost călătoria noastră la mare. Ne-am distrat, ne-am relaxat, am mâncat, am băut, am râs, ne-am plimbat. A fost o excursie de familie, să zic așa, care pentru noi a însemnat foarte mult, ne-a apropiat. Acesta a fost clipul pe care l-am pregătit astăzi pentru voi și urmează cât de curând un clip nou, tot din Bulgaria, o escapadă romantică în doi, din Veliko Târnovo. Dragii mei, mulțumim tare mult că ne-ați fost alături, v-am pupat și ne vedem în clipul următor. Aștept, bineînțeles, părerea voastră în rubrica de comentarii. Pupici!